ce elegantă, ce bine îmbrăcată, ce frumoasă. Am să ne asortăm, nu? Câți ani ai, Gabi? 26. 26 de... Cu ce te ocupi? Sunt medic rezident, momentan. Ai terminat UMF-ul? Da, da, de curând chiar. Și ce, ce specialist? Pe obstetrică ginecologie lucrez. Acum doar pe ginecologie. Foarte interesant. Așa spun și eu. Oamenii țin minte mereu omul care le scoate copiii la lumină. Da. Nu? Da. Adică... E bilateral, adică până acum, poate și pentru că sunt la început, dar și pentru mine rămân în memorie doamnele și prima impresie, prima reacție în momentul în care își văd copilașul. Da, cum să nu? E fantastic. Eu țin minte perfect, copiii mei s-au născut la un spital de stat în București și medicul care a fost primul om care i-a văzut, profesorul Marinescu, de la Spitalul Giulești, uite, îi spun numele acum, așa ți or să spune numele ani și ani de zile mămicile, cu doamna Gabriela, cu doamna doctor Gabriela. E primul an al tău? E primul an, da. Cum e? Cum îți pare? Îmi place foarte mult. Ce, nu te, știu ce dacă... te sperie? Ce mă sperie? Aha. Pe viitor, mediocritatea. Da, momentan... mă sperie momentul în care voi fi depășită de situație. Mă bucur că există oameni ca tine. Anglia, Germania, Spania nu te bate gândul, nu? Doar pentru specializare. Doar să văd ce fac ei acolo și ce putem aduce și noi aici. Gabi, am definiții pentru tine. Doamna doctor, începem? Sigur. Fără emoții, da? Sper. Ai văzut timiditatea lui Sorin? L-a încurcat. Nici eu nu vorbesc în public, așa că... E prima dată la televizor, mă gândesc, absolut, nu? Hai să vedem cum ne descurcăm. Gabi, din 4 litere, foarte simplu. Vas care plutește și se deplasează pe apă. Barcă. E din mai plută. Mult are că, auzi, când ești sigură, trebuie să apeși pe butonul ăla. Încet, încet. Știi să stăpânești emoțiile. Nume generic pentru literă. Corabie, pentru vapor, pentru numele generic dat. Literă. Acestor embarcațiuni. Navă. 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 Navă, doamna doctor. Perfect. Am trecut, am scos la lumină primul copilaș, primul cuvânt, navă, 3 minute, 3 emoții. E bine, eu trebuie să învăț de la tine cum să stăpânești emoțiile, nu viceversa. E adevărat. De fapt, e mai simplu acolo ca aici. Gabi, de fapt să spun ce ne aseamănă, luminile. Așa e, în sala așa de este. Operație sunt luminile alea. Gabi, 4 litere. Obiectul care este turtit, e lat. Plan. 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 Nu e. Plat. Plat! Corect! Plat! Bine, plan, 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 nu, plat. E obiectul plat. Bun. 600 de lei. 3 minute 35. Bine jucat. Mai bine decât băieții. Deși Florin, l-ai văzut cum s-a dus în... A fost extraordinar. Wow, până la super. Castane. Până la castane. Se întâmplă. Când i-au venit castanele, s-a terminat. Gabi. Fii atentă. Cea mai mare pasăre de pe pământ are 5 litere. Struț. Ăsta e, struț. 1100 de lei, 3 minute, 33 de secunde. Mai departe, hai să rămânem acolo. Ăsta e un pic mai bărbătesc, mai masculin, dar poate reușim. Stâlp puternic, suport de metal și de beton armat. Din 5 litere. Pilon. Pilon. Mamă, mamă, mamă. L-a luat și pe ăsta. L-a luat. Pilon. Bun. 1600. Bărbătește lovește-mă. Cu forță. Îmi place asta. Medici. Am nevoie și de forță. Au nevoie și de forță, medici, așa-i? Da. Da. Operezi. Când ai... Intrăm și în sala de operație. Ai fost vreodată? Da. Da, da, da. Bine. Și astăzi. Azi? Uf. Să-mi poarte noroc, nu de alta. Să fie cu noroc, da. Mă uit la lănțișorul tău, tare interesant. E din aur, nu? Da. E din lănțișorul, da. E din aur. Nu degeaba. E câștigat. Poftim? E câștigat chiar. Cum adică e câștigat? La o tombolă, singurul lucru câștigat. Ai câștigat la o tombolă? Absolut. Și am zis că poate-mi poartă noroc la fel. Nu degeaba te-am întrebat de lănțișor. Metal prețios, inoxidabil. Aur, argint. Argint. Argint! Argint! 2200 de lei, doamna doctor. Pe ăsta îl știi cu siguranță, pentru că îl aveți,
îl aveți cu siguranță și în sala de operație, instrument folosit pentru filtrarea sau scurgerea unor soluții sau lichide. E în bucătărie. Sifon. E în bucătărie mai degrabă. Lasă, sifon, lasă sala de operație. Scurgere, da, da. Are două găuri în formă de con. Una e mai largă, largă, și una e foarte îngustă. Cuvă. Una e largă, doamna doctor, una pâlnie. E largă. Pâlnie. Pâlnie! Ah, 2800. Pâlnia. N-avem în sală pâlnie. Da, mă, n-aveți, așa te-am, te-am dus pe drum nu, fals, nu, nu, iartă-mă. Gabi, 2800 de lei, 3 minute 17 secunde. E, asta aveți în sală. Care provoacă sau exprimă o suferință? Durere. E adjectiv, adjectivul. Dureros. Dureros! Dureros! 3500 de lei, doamna doctor. 3 minute și 11 secunde. Gabi, performanță, crede-mă. Tot un obiect. Am văzut că la obiecte e... Hm? E frumos. Da? E frumos pe obiect, da. Atunci zi-mi așa. Foaie subțire de aluminiu? Folie? Folie, nu. Păi nu, foaia, foaia subțire de aluminiu. Ești pe aproape... Literă? Ba da, știi, la pachetarea unor alimente se folosește, se face asta mereu. Mm. Împachetarea unor alimente, când eram, literă? Când eram mic, mama împacheta sandwich-urile în... folosite ca ambalaj. Literă? Nu știu. A, staniol. Asta era staniolul! Staniolul, spui, știi, sandwich, toate... Da. Ajută la ambalarea. Staniolul. 2 minute și 38 de secunde și 26 de ani. 27. Gabi. Sunteți mai mulți, mă gândesc, nu? În echipă. Câți medici sunt în echipa, într-o echipă care operează într-o o naștere? Operator e, pentru o naștere 3, pentru operații mai complicate 4. Mm-hmm. De la 3 în sus. De la 3 în sus. A lucra împreună cu altcineva? De asta te-am întrebat. A conlucra. A colabora. Tu nu mă întreba, Gabi. Eu doar atât îți spun. Când ai siguranța, dă-i încă butonului. A colabora. A colabora! 4600 de lei, doamna doctor. Sunteți căsătorită? Nu. Încet, avem vreme. Plin de încântare. Cuprins de admirație. Literă. Un sinonim la asta, aflat sub puterea unei vrăji. Fermecat. Fermecat. Fantastic, fantastic! Mamă, mamă! Cât ai, Florine? 5400. 5400, 5300, doamna doctor. Mai avem. 100 de lei ne despart de egalitate. Îți reamintesc, așa e. E sus-jos. Câte cuvinte mai avem? Avem 2 din 9 și 2 din 10. Adică e bine. Da. Sunt alea scumpe. Da. Alea grele. Gabi. Bucătăria? A? Aoleo. Încerc. Nu încerc. E bine așa-i? A? Încerc. Vedem ce putem face. 6 ani de facultate, nu? 6 da. Ani de facultate. Da. Mult stat la școală, practică. Da. Sincer, am cochetat mai mult cu bucătăria înainte de facultate. După mai puțin. Ok. Atunci amintește-ți înainte de facultate. Da, înainte. Alimente nefierte, nefripte și necoapte. Crude, neprelucrate, nu. Alimente, adică plural, caut un plural. Legume. Da, știi ce? Fii atentă. Când ești sigură, Gabi, dă-i în el, dă-i în buton. Fruct... Literă. Hai o literă. Fructele, legumele proaspete sunt așa. Lângă o literă? Legumele alea servite sub formă de salată proaspătă. Literă. Ai, ai, salată ai, ai, proaspătă, ai. Dar nu știu. Deci nici fierte, nici fripte, nici coapte. Crudități. Crudități. Crudități, Gabi, crudități. Crudități.
La început ai zis ceva. Crude. Te-ai dus în zona de și crud. Nu m-am mai gândit la un derivat de la crud. Da, și atunci ți-am și spus imediat, când e sigură, dă-i, că nu pot să-ți confirm. Că, uite, oamenii la noi, mamă. Gabi, cât ai, Florine? 5400. Ai avut? Am avut. Mai e timp să și scădem, nu? 5900. A sărit pe prima poziție, doamna doctor. Rămâi acolo. Care nu se mișcă din loc. Că vorbeam de asta, e un adjectiv. Că vorbeam de asta. Care nu se mișcă din loc. Litera? Nu intervine nicio schimbare, Gabi. Imobil. Iar îmi cer. Iar îmi cer confirmare. Încă o literă. Hai, încă o literă. Literă? Auzi, care nu se modifică? Rămâi tu pe prima poziție, rămâi acolo. Literă? Rămâi acolo. Încerc. Neclintit. Neclintit. Neclintit! Perfect! Wow, ce sumă! Wow, ce de bani! 6400 de lei. O să fiu indiscret acum la 6400. Un medic rezident, după 6 ani de facultate. În general, cât? Ce leaf aveți? E cu mai mult de 50% în plus. Da? Da. Mai mult de 50%. Nu te-ai prins, Florine? Ha? Ne-a băgat în ceață, așa-i, Călin? Mai mult de 50, mai băgat în ceață. E pe la 4.000. Pe la 4.000, pe acolo, un medic rezident. În România, în toată țara. Da. Cred că așa sunt salariile peste tot. Corect, sincer, nu știu. De zi, că nu e... Nu știu. Pe acolo, pe acolo, pe undeva. Da. Păi noi avem 6.400. E foarte mult. În vreo 3 minute și ceva. Mai avem 47 de secunde, stai neclintită pe prima poziție și mai am două. Două. Mm-hmm. Poți să te duci la 8.400 de lei. Greu. Ascultă-mă, nu e deloc greu. Două cuvinte pe care le folosești mereu. Ai noroc. Unul are definiția asta. Săvârșire a unui lucru după momentul stabilit. E mai complicată definiția, dar exact. Literă. Literă. Amânarea literă. Producerii. Încă o literă. Uai, hai că stăm bine, hai că stăm bine. Ezitare, Gabi. E caracteristic românilor. Ne e nouă caracteristic. Întârziere. Extraordinar! Întârziere! 7.000 de lei! 7.000 de lei! Suntem atât de buni la întârziere că am inventat cuvântul răspoi mâine. Întârziere! Noi avem răspoi mâine! Deci nu așa! De azi pe mâine. Perfect! 16 secunde pentru ultimul cuvânt. Adus la nivelul cerințelor actuale! Ăsta e ultimul cuvânt și închidem jocul. Adus la nivelul cerințelor actuale. Putem, putem. Literă. 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 Te-ai oprit la 3 litere. Bun, perfect. Hai că actualizat putem. Hai că putem. Hai să ne învârtim în jurul cuvântului. Hai să ne învârtim la sinonime. 20 de secunde găsim. Renoit. E bine cum ai zis. Actualizat, foarte bine. Adaptat la realitate, foarte bine actualizat. Revitalizat. Te-ai dus departe, adică te-ai dus foarte complicat așa. Înnoit. Upgradat. Iară te duci în... Actualizat, eu zic, tu zici. Actualizat. Contemporan. Modernizat. Iau. Trebuia să mai cer o literă. Ce bine ai jucat. Mamă, ascultă-mă. Suma e fabuloasă, 6.300 de lei. Eu cred că o să rămâi pe prima poziție, pentru că îl mai avem... Stai că îl mai avem pe Alex, stai că îl mai avem și pe Călin. Avem doi bărbați care sunt pregătiți să hați. Eu am venit aici pe premiza că banii vor ajunge la cine trebuie. Frumos. Cineva frumos. Are nevoie. Vedem cine are nevoie și mai mult. Cineva are grijă și de asta. Și le aranjează. Are grijă de asta. Da. Gabi, o să te țină multă lume minte în toată viața ta și când o să ieși la pensie... 26 acum, 26. 50 de ani de carieră cu siguranță o să ai. Sper din suflet cât mai mulți. E prea frumos să renunțăm. În 50 de ani de carieră o să dai naștere... Wow!
Poate din mâinile tale apare un Eminescu, un Brâncuș. Doamne ajută! Să fie oameni bine intenționați. Și oameni blânzi și buni. Gabi, a fost o mare bucurie că te-am întâlnit. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.